Accidentul a avut loc la ieșirea din pasajul care leagă autostrada A1 de drumul național 7 Pitești-Râmnicu-Vâlcea. Două mașini s-au ciocnit, iar în urma coliziunii, una dintre ele s-a răsturnat și a izbit o țeavă de gaze pe care a rupt-o. Aceasta a luat foc, dar a fost însă stinsă de primul echipaj de pompieri care a ajuns la locul accidentului. Pompierii ajuns la fața locului au constatat că din autoturismul care s-a răsturnat pe partea laterală au fost evacuate cele două persoane de către participanții la trafic. Echipajele medicale au acordat îngrijiri medicale pentru două persoane, câte una din fiecare autoturism, care au suferit atac de panică. Intervenția promptă a pompierilor a făcut ca incendiul să fie lichidat rapid. Trei persoane se aflau în cele două mașini și toate au făcut atac de panică. Doar una dintre ele a fost dusă la spital cu un traumatism craniocerebral. Din cauza accidentului, traficul a fost blocat pe sensul de mers către Vâlcea. Acesta a fost reluat abia după ce autoturismul a fost repus pe roți. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.